Neața, neața, la mulți ani cu sănătate, că toți au vrut ce am avut. E, este în felul următor, toată lumea întreabă, mă întreb și ce face LCS-ul. E, iată că ieri striga mare și tare, de pe balcon, frate, când eu eram cu ai mei la masă și pe terasă, că în viață trebuie să fii nesimțit. Acesta este articolul bucureștean. Întors acasă. După care începu cu de toate, că nu știe IT, frate, dar că s-a dus să-și ia un nou loc de muncă. Și că nu știe să susțină nici măcar o șurubelniță în mână. Și dacă mai stăm să ne mai gândim și în trecut, și în trecut, el și tatălui mă ajutară odată de mult. Pe frate, pe mine, s-a ars becul, vă ajutăm noi. Și m-a ajutat. Mi l-a băgat în far de tot. Mai aveam geamul să-l sparg. El s-a uitat ca la felul nouă, că nu știa să țină șurubelnița în mână, iar tasul nu făcu săracul un pustiu de bine, îmi băga un bec ars direct în far. Pe Doamne să-l scot, că m-am umplut de nervi. Bun. Și mai trece timpul și mai trece și se schimbă lada cu Cielo, tașcă să strică în cuietoare, cel puțin tatăl învață să schimbe o cuietoare la Cielo. După care se întoarce acasă cu un Hyundai, un Kia Ceed, nu știu ce. După care își lua un Hyundai i30, frate. Și între timp a învățat să dea comenzi. Toată lumea să schimbe cauciucurile. Să schimbe cauciucurile, să învețe penele, să le schimbe și toate cele. El asta a învățat. Între timp a mai învățat să deschidă și capota la motor și să pună șpriț kit. Sau strop gel, cum vrei să-i spui. Ca să ajungă în siguranță, la muncă. Iată. Mă întreb și ce face LCS-ul. Și tot strigă, și tot strigă. Nu-l vrem pe ăsta, tu ești mai bun, dă-l la o parte pe martalogul ăsta din fața ta care strigă și urlă. Ăla e mai bun, da, da, e mai bun. E mai bun, da. Da, da, e mai bun. Te duci la interviuri în care toată lumea spune, dă-l la o parte pe martalogul ăsta, l-aducem pe celălalt. Că e mai bun. E mai bun. Sigur e mai bun. Da. Să începem. Dar aruncat cu pietre în fratele meu, de băgat becuri într-un far de daci. Cum reușești? Nu știu. A învățat că iarna cu a noastră lege, că pentru ei e literă de lege, trebuie să înlocuim cauciucurile de vară cu cele de iarnă și că mâine ninge și trebuie să ajungem la muncă cu toții în siguranță. Toți care suntem navetiști trebuie să facem acest lucru. Deci am învățat să schimbăm penele. Ce am mai învățat? Să ridicăm capota la motor și să punem strop gel, că e cel mai important. Și partea și mai interesantă e că n-am învățat să
să nu fie nesimțit. Și doi la mână, că de acum încoace posibil să învețe să țină o șurubelniță în mână. Iar a treia și ultima variantă, să-l vezi asamblând calculatoare care n-a profesat niciodată. E ca și când ai diseca un calculator ca pe o broască și ți-ar spune ceva de genul: am nevoie de acest ram. De ce nu se potrivește? Sare așa, ca mațele la broască, știi? Când de fapt nu se potrivește. Și procesorul: a, da, sigur, 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 se potrivește. E Athlon, noi punem Celeron. Și hard disk-ul? Hard disk-ul nu se mai fabrică ca atunci. Și atunci ce fac? Schimb placa de bază? Da, placa de bază, procesorul, RAM-ul, totul. Pentru un hard. Sigur, sigur. Și dacă îți vine cu un notebook, cu un upgrade, asta e memorie, asta e hard disk, te uiți ca la felul nou, frate. Păi sigur, păi sigur. Să mai aflăm că de fapt îl cheamă Laurențiu. Și că l-a avut cineva la suflet, odată de mult, când stătea la această scară și s-a mutat mai la vale. Păi sigur, păi sigur. Iată cât este de bun.